de obicei sunt prinși cei mai mărunți la periferie? Sau nu-mi dați dreptate? Pentru nu că nu se ajunge totdeauna la capul grupării. Nu vă dau dreptate, deoarece se muncește foarte mult. Foarte mult efort de pune documentare acestor persoane. Dar tehnologiile acestea noi, care au apărut pe piață, hai să începem de la același Telegram, platforma, aplicația Telegram, da? Este o aplicație care nu dă răspuns organelor de forță. De ce nu dă răspuns? Deoarece ea nu este teritoriul Republicii Moldova, în primul rând, este dirijată din Federația Rusă. Nu, am încercat de nenumerate ori să facem legătură cu ei prin e-mail, nu am avut niciun feedback, niciun răspuns. Și clar că și organizațiile criminale, că avem și organizații criminale care sunt ghidate pe Telegram, ne vine foarte greu să-i documentăm. Unele cazuri chiar stau peste hotare și dirijați de acolo cu mai mulți membri pe teritoriul Republicii Moldova. Vă dați seama, noi, inii cunoscându-se unul pe altul, nu e posibil să ajungem la liderul grupării. Și asta e un impediment, aș socoti la ziua de azi cel mai mare, Telegramul acesta, deoarece acolo apar de acum și alte infracțiuni, să vând și arme pe Telegram de acum, pe diferite platforme, să vând și bani falși și încep și alte infracțiuni să comită prin intermediul la Telegram. Dar să zicem dacă am putea să descriem cum funcționează schema pe Telegram. Deci se creează un grup ad hoc. Cine poate să ajungă la acel grup? Iată, eu, de exemplu, nu primesc invitații la nimeni alături de acestui grup. Nu știu, doamna Paciu, poate dumneavoastră aveți... Frecvent sunt scrise adresele pe clădiri, pe diferite sunt adrese. Ei cunosc. Deci pe aplicația Telegram administratorul, spunem, care coordonatorul, administratorul care creează acest grup, practic în majoritatea cazurile sunt cu acces liber. Dacă cunoști cumva denumirea acestei... Cineva trebuie să cunoască, asta vreau să spun. Adică, vă ziceam, eu nu știu, poate colegii mei operatori, nu știu, cineva poate să-mi zică în cască dacă a fost cumva invitat sau a dat întâmplător peste un grup de acest gen. Undeva înseamnă că se transmit mesaje. Ok, prin ce ați spus dumneavoastră, prin aceste adrese codificate pe anumite clădiri, care ar mai fi o idee? Periodic, administratorii sau angajați, alți angajați, care transmit mesaje diferitor consumatori drogă. Cum el a procurat... Care cunosc deja că ei sunt consumatori și o să aibă nevoie... Au procurat odată droguri, s-au înregistrat la ei de acum, ei trumăți de pe alte canale, ei trumăți invitați în diferite grupuri. Și atât așa e să... se cheamă unul pe altul în aceste grupuri. Să zicem că ați reușit să aveți o legătură cu Federația Rusă, autoritățile acolo. Ce ar ajuta asta? Cum v-ar ajuta? Ele azi apar, mâine dispar, apar altele. Vă dați seama că la un canal închis probabil apar trei în loc. Și tot așa. Oricum nu-i poți pune capăt. Sau de închis în totalitate această aplicație. Dacă închis Telegram apare altceva. Vă dați seama, există o multitudine de alte platforme online. Dacă nu ar fi Telegramul, spunem așa, sau cumva Telegramul am avea noi contact cu ei, sau ori bloca aceste grupuri, vă dați seama, o parte din piața drogurilor din Republica Moldova o să dispară. Totodată nu o să mai fie așa de accesibil drogurile, cum sunt la moment. La moment, fiecare persoană, la orice vârstă, spunem așa, chiar și începând cu 12 ani, până la 60-70 de ani, dacă are în mână un telefon și are aplicația Telegram, el poate să-și fac comandă de droguri, orice care te dorește dumnealui. Sunt puse la dispoziție și așa oferte că vreau la botanică. Înseamnă că îi dă adresa, geolocația la botanică, unde sunt drogurile plasate. Asta și devine foarte accesibil drogurile pe piață și la cetățeni. Metoda vechi care era din mână în mână era mult mai greu, deoarece este meu că se vedea față în față, se cunoșteau și poate putea fi de partea celălalt un angajat al poliției. Putea să fie un angajat sub acoperire. Eu vreau să am siguranța că în aceste grupuri sunt și ofițeri sub acoperire. Eu vreau să am siguranța, nu o să vă pun acum să povestiți despre asta, dar sper că acolo nu sunt strict doar cei care doresc să cumpere droguri, dar în felul ăsta se documentează aceste grupuri. Vorbeați de metoda clasică. Înțeleg că provocarea cea mai mare acum este totuși acest comerț care este online, pentru că aici nu-i mai dai de capăt. Cam asta ar fi provocarea momentului. Asta e cel mai mare impediment pentru organele de forță. Noi nu putem să ajutăm. Da, anual noi destructurăm în jur de 10-15 grupuri. Acestea împreună cu chiar și liderul grupării, cu toți. Vorbim de grupuri online acum, da? De grupurile online.
Pentru că lucrați și cu grupuri. Dar asta este foarte puțin pentru grupurile care sunt la moment în Telegram. Sunt jur de 150 așa, de grupuri. Sunt cam 150 de grupuri, dar se reușește cam 10% din ele să fie cumva... Dar asta nu înseamnă, dacă cele 10 au fost blocate, nu înseamnă că ele nu s-au remascat și au apărut într-o altă formă. În aceste 10 grupuri, practic, nu mai poate să mai redeschide, deoarece este reținut și liderul grupării care a organizat, a format grupul acesta și toți lucrătorii care au angajat pentru a plasa droguri, pentru a transporta droguri de psihotare în Republica Moldova. În unele cazuri nu putem ajunge până la ei, să reținem persoanele care sunt implicate, curierii de droguri care aduc droguri de psihotare pentru acest grup de persoane, dar nu ne permite... Să ajungem, să putem să demascăm liderul grupării. Unde este, unde se ascunde și cum poate să fie depistat. Mai am o întrebare aici, după care vin la dumneavoastră cu întrebări, doamna Paciu. Vreau să vă întreb, dacă puteți să ne spuneți, informații care le știm așa, dar nu sunt confirmate. Sunt protejați și de angajați ai poliției? Nu neapărat vorbesc acum de cei din direcția antidrog, dar dintotdeauna știm că există protecție, da, asigurată. În rusă știm cum sună, crâșa, da? Credeți că ei, anumiți lideri, sunt protejați, pot fi protejați și de cei din sistem? De asta și nu se dă de urma lor. Aș crede, deoarece la moment liderii grupărilor nu au nevoie de protecție. Ei sunt ascunși în spațiul mediu online. Sunt din ei găsit și în cazul acesta nu au nevoie de protecție din partea organelor de forță, de alte persoane influente. Cât noi discutăm, colegii mei de regie la fel s-au ciocnit cu situația că pe blocuri lângă casă era un anumit nume a unui canal pe Telegram și cât noi am vorbit, ei au intrat pe acest canal și au văzut că de un an acest canal există. Nu vă dau numele, dumneavoastră știți despre ce este vorba, nici nu vrem să prin intermediul emisiunii noastre să fie clar despre ce este vorba, dar ce este cu acest grup pe Telegram? E un grup cunoscut, masiv, și de ce el de vreun an încă tot există? Cum am și menționat la începutul emisiunii, Telegramul este imposibil. Dar să zicem că îl știm, l-am aici. Noi cunoaștem grupul, dar nu cunoaștem cine dirigează acest grup. Persoana, după cine? Din informațiile noastre, grupul acesta este foarte mare. El activează pe mai multe teritorii, la mai multe țări. Activează pe teritoriul Ucrainei, Belorusiei, Kazahstan, Federația Rusă și Republica Moldova. Are o logistică foarte, foarte mare. Noi am avut documentări pe acest canal, persoanele care lucrau la acest canal, dar, cum și-am spus, este imposibil de stabilit persoana deci, care nu, conduce. Poliția, ca să înțeleg, eu credeam totuși că poliția poate să închidă un canal pe Telegram. Deci nu e posibil de a-l lichida? Se poate de închis Telegramul în total, de-al închis, eu să treacă pe alte platforme, dar care au să colaboreze cu organele de poliție. Și o să putem să ajungem la liderii grupărilor criminale care dirijează cu activitatea aceasta infracțională.